ești un om modern, cerebral. Poate crezi că lumea nu mai este interesată de religie sau de scriptură. Există totuși un exercițiu de mii de ani al semenilor noștri cu ea, cu scriptura. A fost un timp când majoritatea o respectau și atribuiau autoritate. Timpul acesta nu a ajuns la capăt nici chiar astăzi. Scriptura lor, oricum s-ar numi aceasta. Scripturile sunt pentru oameni cuvintele lui Dumnezeu. Întotdeauna au fost arme ale spiritului, puternice, mortale deseori. Amintește-ți, n-ai văzut niciun ateu să facă atentate, dar oameni religioși? Da. Poate cele mai mari masacre din istoria umanității vin din cauza că autorului scripturii, Dumnezeu, Buddha, Allah sau cum s-ar mai dori a fi numit, îi pasă de ceea ce gândim și facem, nu? Poate vrei să spui și tu, ca Einstein, că scriptura nu reprezintă pentru mine decât o expresie și un produs al slăbiciunii umane. Că Biblia este pentru mine o colecție de legende onorabile, dar primitive și copilărești. Dar nu uita, Einstein a fost Einstein în materie de fizică. Atât. Reumatismul culturii și religiei civilizației moderne n-a anulat totuși întrebările noastre existențiale. De ce sunt aici? De ce fac ceea ce fac? De ce nu fac ce nu fac? Încotro mă îndrept. Suntem simple valuri de elemente chimice băltind în terminații nervoase cu final în derizoriu? Citesc în scripturi să înțeleg. Însă orice punct de vedere este în același timp și un punct de orbire, pentru că elimină alte puncte de vedere care pot fi și ele adevărate. Poate că adevărul care îi face pe oameni liberi este în cea mai mare parte adevărul pe care oamenii nu vor să-l audă și aceasta pentru că nu-l pot înțelege sau defini. Poate că pe taraba spiritului sunt prea multe oferte. Prea mulți sunt cei ce caută în scripturi pasaje sau texte care să sprijine ceea ce ei doresc să creadă. Iar tu te-ai săturat de grupurile religioase ce perpetuează spectacole cultice după tipare medievale. Iar tu ai viața ta și trebuie să-i poți justifica propria existență. Cred că ai remarcat și tu că lucrul cel mai ușor este să fii religios. Oricine, de la mafioți la politicieni corupți, poate fi religios. Că religiile au manifestat tendința de a produce ticăloși organizați instituțional. Că ea, religia, a servit de prea multe ori ca temniță intelectuală. Poate vei fi de acord totuși că dacă sfințenia înseamnă exigență personală, iar libertatea înseamnă exigență a adevărului, atunci, ca adevărul să ne facă liberi, trebuie să-l cunoaștem. Fără a fi cumva bănuiți de bibliolatrie, o observație firească spune că un sistem nu este mai stabil decât temelia sa. Alege să mai cauți. Dacă cineva nu iubește adevărul, este din cauza că nu l-a descoperit. Ești prea obosit de căutări? Când alegi să nu alegi, ai făcut deja o alegere. Prea multă minciună în religie? Corect. Dar, dat fiind faptul că minciunile există, trebuie să existe și adevărul. La urma urmei, orice lucru cu adevărat valoros ne costă întotdeauna ceva. La final, îți lansez o întrebare. Dacă este să fie o carte purtătoare de adevăr, care să fie aceea? Adrian Zaharia pentru Opinia Production.